Primăria a organizat un eveniment dedicat exclusiv producătorilor locali. Aceștia au avut ocazia să își prezinte și să își laude marfa. Eu fac marfă numai ecologică, nu stropesc, nu nimic în solare. Și fac ardei capia, ardei gras, vânătă, ardei gogoșar, țelnă, toate castraveți, toate legumele posibile. Prețurile cum sunt anul ăsta? Prețurile sunt cam bureșoare, apropiate după cheltuielile care le facem. Deci sunt apropiate, dar datorită faptului că le vând la cetățenii din comună de la mine, am pus un preț mai acceptabil. Deosebirea la inima de bou are gustul. Gustul e deosebit și e bun la salată, e bun la orice. Plus aici la mine am inimă de bou și am Buzău 22. Tot roșii românească, care e un gust deosebit are, la salat în special, doboară toate celelalte soiuri de roșii care s-au dus din alte părți. La mare căutare este în această perioadă dulceața de căpșuni albe. Are o aromă aparte, o aromă mai catifelată și seamănă un pic cu pepenele galben. Ce altceva mai aveți? Văd că aveți coacăze, zmeură... Mai avem coacăze roșii, coacăze negre, zmeură, mure. Preoții s-au rugat pentru agricultorii din Prisăcani, pentru roade multe și de calitate. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Primarul din comuna Prisăcari a ținut să spună celor prezenți la eveniment că în ultima perioadă localitatea a accesat mai multe fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii. În ultimele zile au apărut și rodul muncii noastre a administrației locale. La nivel de proiecte Angel Salini, primăria Prisăcari a depus 3 proiecte. În primul rând, am propus pentru extinderea canalizării care se duce undeva la 46 de milioane de lei. Proiect care este eligibil pe lista Ministerului Dezvoltării. De asemenea, al doilea proiect este asfaltarea drumului de la Costuleni până la Prisăcani, să facem o legătură mai ușoară și mai rapidă spre Rădugăneni. Iar al treilea proiect, pe care este pe lista eligibilă, este asfaltarea 8,6 km de străduțe, diferite străduțe care întâi vor fi montate în canalizare. Suntem pe lista scurtă în construirea unui dispensar, ceea ce este o dorință a noastră, pentru că cel vechi deja are probleme majore. Și ca la orice eveniment dedicat zilei comunei, nu a lipsit muzica populară.